facem și un review la mașină, dacă tot. Deci am condus-o câteva mii de kilometri, cred că am făcut 2000 și ceva de kilometri, oricum am făcut ceva kilometri cu ea încât să pot să-mi dau o părere relativ avizată. Nu sunt expert în mașini, am să vă zic exact ce mi se pare. Haideți să începem cu partea care mi se pare mie cea mai bună la mașina asta, și anume aspectul. Este o mașină care impresionează prin aspect, pentru că este o mașină sport, este simpatică. Și cam aici se termină partea bună. Mai ai partea de... Vedeți că am și distracții spate, oamenii se distrează. Partea de motor are 36-335 de cai. M-aș fi așteptat să meargă mai repede. Dar merge, binișor. În schimb, problema este că tremură. Nu știu dacă este de la mașina asta, pentru că este o mașină închiriată și a fost utilizată într-un mod necorespunzător. Poate nu sunt calibrate bine roțile, poate nu știu ce. Dar tremură. Peste 130-140 de km la oră, îți tremură volanul în mână așa. Ceea ce nu este normal pentru o mașină de genul ăsta de 2020. Apoi, ce nu mai îmi place la mașina asta? Vă spun pentru că eu am închiriat-o cu gândul că am vrut să văd cum este, pentru că mi-am dorit să-mi cumpăr mașina asta ca a doua mașină, să fie ca o jucărie. Și vă spun concluzia la final. Plastic foarte, foarte ieftin, lucrurile astea zdrângăne în momentul în care mergi. Și aici avem niște butoane, AC-ul care funcționează destul de prost, în sensul în care îți vâjie capul dacă dai tare, adică te bate cumva direct în față, nu este foarte, foarte ok. Mă rog, butoanele astea clasice cu AC-ul, încălzirea scaunei nu ai, din câte văd eu. Aici avem pe volan volum, niște chestii, cruise control și așa mai departe, lucruri destul de obișnuite. Farurile sunt aici pe auto, dar nu ai lumini de zi. Bordul este la fel, plastic foarte, foarte ieftin. Tableta este cât un telefon iPhone 5 vechi. Nu, chiar este o tabletă foarte mică, încastrată într-o porcărie din asta de plastic, care arată foarte caragios în opinia mea. În schimb, merge destul de ok, are Apple CarPlay prin fir, nu prin wireless. Se mai blochează din când în când, dar per total merge destul de bine. Modelul ăsta, prin faptul că este decapotabil, este fain, cum este acum, că este plăcut afară și poți să o decapotezi și să te plimbi cu maxim 70 la oră, după asta îți vâjie capul. Dar în schimb, dacă mergi la drum lung cu ea, vâjie, pentru că ai chederile astea care nu izolează foarte bine, vâjie, nu prea e ce să-i faci. Aici ai cu modurile de condus și ai modul de tur, modul sport și modul de gheață. Și am încercat modul tur și modul sport. În opinia mea nu este mare diferență, atâta că ține mașina mai turată, nu se schimbă nimic, pedala este la fel de responsiv, adică nu accelerezi și merge mai brusc. Apoi, problema cea mai mare, de fapt, următoarele probleme, aici. Nu înțeleg spațiul ăsta. Deci spațiul ăsta, dacă este considerat loc, vedeți cât este la picioare? Ia uitați-vă la mine, aici, la picioare, da? Deci, eu sunt atât. Am 1,74. Nu foarte înalt, nici într-un caz cel mai înalt om de pe planetă. Atât loc rămâne dacă conduc eu. Nu încape niciun copil subnutrit aici. Deci, nu prea ai ce să faci. Și în loc de asta două scaune complet inutile, puteau să facă până aici mașina și portbagaj de aici încolo. Mașina este destul de rigidă. Este normal, pentru o mașină sport este normal să fie rigidă. Are jante pe 18 modelul ăsta, deci nu foarte mari totuși, dar tot este destul de rigidă, în sensul în care simți orice denivelare. Avantajul este că în SUA străzile sunt destul de bune, în mare parte unde am mers eu, deci nu am avut probleme de genul ăsta. Portbagajul este foarte mic, portbagajul care rămâne. Avem niște chestii în portbagaj, dar... și portbagajul când se deschide, când nu se deschide, depinde de zi. Și portbagajul este cam atât, fără, dacă vrei să decapotezi mașina, iar dacă vrei să dai asta la o parte, mai ai un pic de portbagaj după, dar nu mai poți, îți simte, ai o eroare în bord și nu mai poți decapota mașina. Dar, să zicem, dacă vrei să folosești mașina ca și convertible, cam atâta portbagaj ai. Lucru care este, cam puțin, pentru că trebuie să pui bagajul pe acele scaune inutile. Concluzia scurtă pentru această mașină, nu mi-aș cumpăra-o niciodată în viață. Este o mașină strict pentru copii, să zic, care vor să impresioneze prin aspect, te duci la club și arată mașina foarte spectaculos, și motor. Dar în rest este o mașină foarte ieftină construită, foarte ieftin construită. Și consumul este de 11, consumul mediu pe care îl avem la mașină, lucru care nu e chiar atât de rău pentru un motor de 3.6 benzină. Dar cam asta e părerea mea.